Da, în Corbenie sunt mai multe captări de apă. Una dintre captările cu probleme este cea de la Limpedea și despre captarea aceasta este vorba. De adevăr, acolo este o captare de suprafață și atunci când s-a realizat proiectul, nu a fost destul de inspirat proiectantul în acest sens, pentru că trebuiau reamenajate puțurile vechi și întreținută ceea ce s-a făcut de cetățeni cu ani în urmă. Da, avem o problemă pe acest sector, în zona respectivă, și sperăm noi ca, începând cu anul acesta, să remediem problema acelei captări. Presupune studii, expertize, știți foarte bine că nu putem să lucrăm așa cum ne dorim. Dar cred că anul acesta o să reamenajăm acea captare și îmi doresc pentru zona Corben să reamenajăm și captarea de la Tulburea sau, cum știu cetățenii, în zona Mățău. Avem o apă foarte bună și acolo există o captare din anii 1978, numai că conducta ce deservește cele trei sate este una învechită și trebuie să schimbăm, adică nu putem îmbunătăți captarea dacă pe traseu conducta este deteriorată. Și de aceea am început cu schimbarea conductei în zona Belindești și vom continua cu ea până la captare și acolo vom dezvolta și captarea respectivă, pentru că este o apă deosebit de calitativă.